Bun găsit, dragii mei! Iată-ne la sfârșit de săptămână, vineri, azi, vineri și ieri a fost, căci, așa cum bine mi-a spus la începutul săptămânii colegul meu, Claudiu, Mercur retrograd aduce tot felul de surprize, așa că, iată, nu am mai reușit să mai filmez emisiunea. L-ați văzut pe Dragoș, așadar, aseară. Dar nu cred că v-a părut prea rău, ne-am distrat de minune cu el și cu povestea rujului roșu, ca să zic așa. Și astăzi, bineînțeles, că vom avea niște discuții foarte interesante, le aducem tot aici în zona modei, ca să zic așa, dar pe o altă latură, da, vorbim despre politică, despre modă și despre putere. Cum se îmbină toate lucrurile astea și ce legătură au între ele, bună oară, că și eu nu prea o văd. Dar vom discuta despre toate acestea cu colegul meu, George Mândilă. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, telespectatorilor Doto! Bună seara, doamna Bălan! Bine ați venit, domnul George! Iată niște cuvinte care, la prima vedere, s-ar spune că o mare legătură între ele. De fapt, s-ar îmbina doar politica cu puterea, dacă mă întrebați pe mine. Da, evident. Dar fără modă. E, uite că noi le-am împreunat în această seară și să vedem cam ce ar ieși din această combinație. Păi, absența modei este ea însă și o modă. Fiindcă politicienii, candidații, ei trebuie să exprime simbolistica puterii. Simbolistica puterii începe prin gestică, sau cu alte cuvinte, ritualurile, dacă vă aduceți aminte, când a fost exercitată prima dată puterea în istoria umanității, este vorba de ritualurile preoților. Ei erau legătura între divinitate și umanitate, legătura dintre cer și pământ și întotdeauna felul în care se transmitea puterea, cu alte cuvinte, ceea ce în perioada medievală se exprima la modul per dei gratia, adică prin grația lui Dumnezeu. Dumnezeu era dreptul regilor, le dieu se mondroa. Dacă discutăm de această relație și de aceste ritualuri de exprimare a puterii, pe lângă gestică, pe lângă formule magice, pe lângă incantații, trebuie să adăugăm și hainele. Hainele, fie că e vorba de neolitic și discutăm aici de blânuri aruncate și de salbe, de colți, de animale fioroase care ne spuneau, printre altele, că ele au fost vânate, că puterea omului s-a exercitat asupra lor și că avem de-a face cu un om care exprimă puterea implicit și asupra celorlalți membri ai tribului. Dacă ne ducem în perioada religioasă și ajungem și în epoca modernă, hainele au un rol foarte important în a spune ceva. Aduceți-vă aminte și telespectatorii să-și aducă aminte cum sunt îmbrăcați regii, acele mantii. Chiar însă și coroana este un semn al puterii. Diadema prințeselor, ceea ce astăzi foarte multe fete exprimă pe rețelele de socializare, acele diademe de prințese și acele colanuri frumoase dar la gât, ele sunt semne ale puterii, să știți. Semne ale puterii, fie că e vorba de aristocrație, fie că e vorba de boierie, fie că e vorba de casele regale, tot ceea ce se pune pe noi este un semn al puterii. Moda în democrațiile actuale este o non-modă, fiindcă noi trebuie să ne adresăm cu ajutorul televiziunii și discutăm aici începând cu 1950-1960 de la primele dezbateri din politica americană între Jack Kennedy, JFK, celebrul JFK asasinat în 61, și Richard Nixon. La acea dezbatere transmisă broadcasting pe toată America, Richard Nixon nu era un om de televiziune. Tânărul JFK atunci a apărut mult mai proaspăt, mult mai tânăr, mai plin de vitalitate. Un alt aer, evident, și dentiția perfectă. Implicit a câștigat. Se pare că atunci televiziunea s-a lansat, dezbaterea televizată a reprezentat sarea și piperul politicii americane și s-a pus problema cum te duci îmbrăcat la o dezbatere televizată. Păi, în primul rând, trebuia să se plece de la logica cine se uită. Apoi când se uită toată populația, există o teorie în matematică, se numește curba lui Gauss, care ne spune că undeva în centru, sub clopot, se adună toți. Această teorie este valabilă atât în matematică cât și în sfera socialului. În sfera socialului ne spune că oameni de diferite pregătiri, de diferite valențe, se adună lângă axa Y și stau sub clopot. Atunci trebuie să ne adresăm lor
tuturor și atunci trebuie să vorbim o limbă comună. Limba comună, atât prin gestică, prin vocabular, prin ideile transmise, nu trebuie să fie elitiste. Păi dacă ideile nu sunt elitiste, nici hainele nu trebuie să fie elitiste, fiindcă deranjează. Și atunci veți vedea cam la toți politicienii niște costume lălâi, veți vedea cămăși unii largi, niște cravate anoste, ele sunt calculate, să știți. Acum, da, nu ne ducem la primăriile rurale, unde un astfel de candidat se îmbracă, fiindcă așa știe el, n-a trecut pe la oraș. Dar voți observa aceleași lucruri și în marile capitale europene. Absența modei, deci acea non-modă, în sine fiind o modă, ea spune foarte multe lucruri despre mesajul care îl transmite un politician, despre puterea pe care o va căpăta cu ajutorul voturilor celor cărora li se adresează. Interesant punct de vedere. Cum poate fi această non-modă benefică pentru un politician? Bună oară, ați pomenit de, nu știu, cămășile acestea largi, sacourile care nu au... Da, cu umerii căzuți. Da, și cu reverele urâte. Largi, așa, exact, adică arată total disgrațios. Având în vedere că politicienii cerșesc voturi, înseamnă că ei cer un transfer de putere. Eu, în momentul în care vă rog să mă votați, înseamnă că puterea este la dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți deținătoarea capitalului. Eu vă rog să-mi împrumutați din această putere. Pentru asta nu trebuie să vă deranjez vizual, trebuie să fiu mai umil și mai supus decât dumneavoastră. Dacă mă adresez la un milion de Andreea Bălan, atunci trebuie să fiu mai jos decât aceste un milion de Andreea Bălan. Și nu trebuie să exprim aranță. Hainele acestea sunt o exprimare a non-aroganței, evident, este o exprimare a smereniei, cu alte cuvinte. Sunt un om supus, voi fi servantul dumneavoastră în cei 4 ani ce vor urma, dumneavoastră îmi veți da o ordine, eu le voi executa. Acesta este limbajul nespus, negrăit al celor care solicită și care tind către putere. Da, am avut și noi, dacă ne aducem aminte acum înainte de alegeri, câțiva candidați la primăria Constanța destul de criticați din punct de vedere al aspectului fizic și iată că în cele din urmă a fost benefică alegerea, ca să zic așa. Eu aici, având în vedere că mi-aduc aminte doar ce a trecut campania de la locale și ne pregătim de campania de la parlamentare, unde iarăși în studiourile televiziunilor vom vedea o pleiadă de candidați care ne vor promite câte în lună și câte în stele, ne vor spune că ei vor face și vor drege și că implicit viața noastră va fi mai bună dacă îi ascultăm pe ei. Dacă le urmăriți felurile de a se îmbrăca, fiindcă s-au îmbrăcat diferit de la o situație la alta, când s-a ieșit pe teren s-au îmbrăcat într-un fel, când au venit în studiourile TV, au avut alt gen de haine. Veți vedea acolo că ieșitul pe teren, acolo ei se îmbrăcau într-un fel popular, așa, cu veste, cu tricouri, blugi, pantofi sport, era o chestiune normală, un om care a ieșit afară, că se duce la piață, că a venit să se întâlnească cu mai mulți oameni, de datorită pandemiei nu puteai să te întâlnești cu foarte mulți oameni, era îmbrăcat ca noi toți. Cei care au venit arogant și au venit cu tot felul de chestiuni scumpe pe ei, evident că au atras repulsia. Când s-au dus în studiourile TV, evident, acolo ai o încadrare. Probabil ești filmat de la piept în sus și trebuie să te vezi în porțiunea aceasta, nodul de la cravată trebuia să fie într-un fel asortarea cravatei cu sacoul și cu cămașa, batista. Eventual o batistă care să atragă atenția, așa. Dar nu întotdeauna să fie flamboiante, dacă se poate culori neutre, șterse, culori de pământ, fiindcă acestea sunt mai calme, nu induc agresivitate, nu induc puterea deja captată. Puterea este undeva suspendată în aer, este între cetățean și politician, ea urmează a fi transferată. Orice agresivitate vestimentară e posibil să perturbe acest echilibru și se pare s-ar putea să nu primești votul. Da? Credeți că noi cetățenii suntem cumva influențați și de acest aspect, într-o oarecare măsură, bănuiesc, destul de mică totuși, dar credeți că ne uităm și la haine? Subliminal, da. Fiindcă dacă vom vedea un politician cu un costum de 6.000 de dolari și cu revere late și care talia este cabrată și care ne spune o anumită, ne exprimă o anumită senzualitate, s-ar putea să nu-l votăm, fiindcă limbajul trupului acolo spune altceva. Când vom vedea un om normal, la care liniile trupului sunt acoperite, un om asupra căruia furtunile biologice s-au revărsat din belșug,
s-ar putea să-l considerăm exact ca și noi, fiindcă cei care votează sunt oameni între 18 și 98 de ani, vă dați seama. Votează și oameni bătrâni, votează și oameni grași și oameni slabi, votează și oameni care le place moda, votează și oameni care transpiră de dimineață până seara și care nu au nimic în comun cu moda și este absolut normal să fie așa. Moda este o găselniță relativ recentă, ea a fost apanajul clasei conducătoare, apanajul aristocrației, dar se pare că vechiul păcat biblic de a răvni la bunurile aproapelui s-a transformat astăzi în mare afacere a modei internaționale cu venituri de mai multe mii de miliarde de dolari. Suntem superficiali în cazul acesta? Suntem întotdeauna. Suntem, ne place superficialitatea, profunzimea în general doare. Profunzimea necesită asceză, necesită efort, necesită un efort continuu ca și la sport. Pentru a fi numărul 1, știți cum e, hashtag 1 nu se câștigă. Hashtag 1 se construiește. Din juniorat, de la vârsta de 6-7 ani și undeva la 26 de ani vei ridica cupa mondială deasupra capului. Este un efort necontenit. Așa este și aici. Trebuie să muncești zi de zi, nu ai voie să te relaxezi absolut deloc. Cum vedeți viitoarele alegeri parlamentare, că tot ați adus mai devreme vorba și despre ele? Păi, le văd cam cum au fost celelalte de dinainte, din ce în ce mai civilizate, fiindcă eu cunosc cam toate campaniile electorale din 90 încoace. La început eram ca un copil mic, nou născut. Eu pot considera electoratul României ca un copil care s-a născut în 90, în ianuarie. La primele alegeri avea câteva luni, țipa pur și simplu. Nu se putea articula nicio idee. Veneam cu trenul de la București la Constanța, stăteam în compartiment. În primele 3 minute era o liniște mormântală între cei 6 sau 8 călători. După 3 minute începeau țipetele. Jumătate din compartiment era cu Ion Iliescu, jumătate din compartiment era cu Rațiu sau cu Coposu. După aceea mai apăreau 7-8 gură cască de pe culoar, se băgau și ei în discuție și nu dura mult până se ajungă la amenințări fizice, de multe ori se lăsa și cu bătaie și venea controlorul și făcea liniște pe acolo. Lucrurile astea se întâmplau oriunde, în apartamentele oamenilor, în curțile oamenilor, familii întregi erau despărțite datorită acestei pasiuni politice. Ușor, ușor, noi am avansat în democrație, poporul român acum poate spune că are 30 de ani. Deci este un om matur, putem să-i spunem, care știe să aleagă, care plătește taxe și impozite, că și la 30 de ani ești un om al muncii și îți aduci contribuția la societate. Și putem spune că a devenit mai finisat, mai civilizat, mai cu minte, mai decent. Alegerile sunt din ce în ce mai decente din 4 în 4 ani, iar un aspect este curățenia și absența hârtiilor de pe marile bulevarde. Eu mi-aduc aminte în 92, 96, în 2000, afișe, stâlpii și gardurile de pe marile bulevarde și din locurile care erau mai aglomerate din punct de vedere pietonal, deci aveau cruste întregi, zeci și zeci de afișe puse unele peste altele, încât nu se mai înțelegea nimic. Ei bine, încă acum nu mai există așa ceva. Încă mai găsim și acum câteva în căsuțele poștale. Poștale, dar este mult mai civilizată treaba, mult mai corect, civilizată. Apoi dezbaterea la televiziune. În anii 90, de multe ori se lăsa cu violență fizică acolo, nu doar violență verbală. Acum oamenii se jignesc din ce în ce mai puțin, dar se pare că a apărut un debușeu care captează ura aceasta primară a omului sărac față de nobilul călare, și anume internetul sau rețeaua socială. Acolo valuri întregi de ură, sunt persoane sau oameni care sunt răstigniți pur și simplu de această ură de pe internet. Oameni la adăpostul anonimatului proferează acolo tot felul de jigniri, se iau de familia ta, se iau de prietenii tăi, se iau de tine, de defectele tale fizice și de preferințele tale, fie că sunt sexuale, fie că sunt religioase, fie că sunt politice. Din cauza că s-a dezvoltat foarte mult această latură a internetului și a tehnologiei și nu mai avem, cum ați pus, călătoriile astea în tren bună oară și ocazia asta de a ne întâlni 6-8 persoane și să dezbatem acest subiect, acum o facem pe internet. Ceea ce făceam noi în tren în anii 90, acum se face pe un cont anume care are foarte mulți urmăritori și ne certăm la comentarii. Exact, sau nu o facem pentru că sunt și foarte mulți care își reprimă dorința de a se exprima în tot ceea ce ține de politic. De ce această... Sunt oameni cu bun simț care reprimă, nu întotdeauna trebuie să ai și o opinie, dar atâta vreme cât nu ai argumente, doar ai exprimat o opinie de a ți se răci gura, nu este obligatoriu. Ce să cauți să-ți dai cu părerea dacă nu te pricepi? Eu, de pildă, nu-mi dau cu părerea în științele juridice, nu-mi dau cu părerea în știința medicală, sunt foarte multe lucruri, nu-mi dau cu părerea. A-ți da cu părerea, de fapt, ce înseamnă?
Înseamnă să nu ai niciun argument, ci pur și simplu să beneficiezi de libertatea de opinie. Ei bine, există o maximă celebră. Nu există libertate de conștiință în geometrie. Nu poți să contrazici geometria sau matematica și să spui asta este părerea mea. Pur și simplu nu se poate. Dar însemna că ieși din sfera discuției serioase și intri în sfera glumelor sau a bancurilor și atunci este cu totul și tot altă poveste, suntem la stand-up comedy. Dar dacă vrei să discuți serios și argumentat, atunci trebuie să te pricepi, trebuie să te bazezi pe acel efort din clasa 1-a primară, dusă până în clasa 12 și apoi pe facultate și pe știința postuniversitară, pe cultura ta generală, cu alte cuvinte, pe efortul pe care l-ai făcut în toată viața ta. Și atunci vei avea o părere competentă. Altfel, mai bine ne abținem. Bineînțeles, este foarte bine că oamenii se abțin și pe internet. Evident, internetul fiind la început, acum, el nu are reglementări. Din pricina aceasta se întâmplă ce se întâmplă. Dar credeți-mă, în 10 ani, în 20 de ani de zile, internetul o să fie reglementat exact cum este reglementată și piața audiovizualului. În anii 90, mi-aduc aminte, la televiziune era o junglă, era o pădure. Fiecare spunea ce vroia și cum vroia. Tot așa, nu existau legi în sensul ăsta. Se vehicula faptul că nu e bună cenzura, fiindcă pe vremea comunistă, în vremea dictatorului, televiziunea română fusese cenzurată și se tot discuta despre o lege a presei. Cei care scriau și cărora le convenea ideea de a jigni și de a fi liberi acolo spuneau că cea mai bună lege a presei este absența unei legi a presei. Dar lucrurile s-au dovedit că nu erau așa. Ușor, ușor, breasla a reacționat, a eliminat oarecum microbii din jurul ei, a generat anticorpi și încet, încet lucrurile și-au intrat în făgaș normal. Piața de televiziune în momentul de față este ok dintr-un punct de vedere, adică nu prea mai există derapaje. Acum toate derapajele s-au mutat pe internet, dar, după cum spuneam și mai devreme, în 10-20 ani de zile vom avea și legi ale internetului care nu ne mai vor permite să spunem noi ceea ce dorim acolo. Ceea ce n-ar fi un lucru chiar atât de rău, pentru bun, că sunt destule derapaje. Știți pe cum internet? E? Derapajele încântă și îi amuză pe cei care nu sunt subiect la ele. Așa comentariile este. De pe ziarele locale din Constanța, și este un ziar celebru în Constanța, care trăiește numai din comentariile urâte, așa este. Toți se amuză acolo fiindcă e vorba de alții, dar când devin ei subiect acolo, li se umflă ficatul. Nu le mai place. Nu le mai place, da, adică știți cum e, Departamentul Național Anticorupție este foarte bun câtă vreme îi arestează pe ceilalți, dar când se apropie de noi și de familia noastră și de prietenii noștri, de fapt DNA nu mai e bun. Face sens cumva, să sperăm că vor veni și aceste reglementări ușor-ușor, pentru că da, lucrurile au luat o oarecum razna pe internet și așa, o nebuloasă, absolut oricine practic își dă cu primitivă, este părerea. O junglă unde toată lumea violează pe toată lumea. Cam așa este. Da, spus cu alte cuvinte, cam așa ar suna. Spuneți-mi puterea. Practic, o avem și pe aici încadrată în cele trei așa cuvinte este, da. Magice da. Din această ediție. Este sau nu reprezentată de hainele scumpe de pe noi? În societate, da. Puterea exprimată este exprimată de bani, în primul rând. Dar, în primul rând, ar trebui să definim ce este puterea. Puterea nu este un lucru fizic. Puterea este o relație, puterea este o stare. Nu se pot face acumulări de putere, de pildă. Se pot face acumulări de bani, acumulări de aur, acumulări de petrol și gaze. În schimb, acumulări de putere nu se pot face. Puterea este un raport între mine și dumneavoastră. Între dumneavoastră și fiul dumneavoastră. Aveți putere asupra lui. Iarăși, puterea, ea este un fel de gaură neagră. În momentul în care, gaură neagră din astronomie, din fizică, în momentul în care dumneavoastră aveți foarte multă putere, implicit atrageți foarte mulți oameni lângă dumneavoastră, fiindcă ei vor dori să se înfrupte din beneficiile puterii. Referitor la bijuterii și la haine, evident că a rămas încă în societate povestea lui Nastradin Hogea. Știți cum e? În momentul în care a venit cu haine scumpe, toată lumea respecta. Când a venit îmbrăcat sărăcocios, nimeni nu îl primea la masă, deși era același om. Hainele scumpe, bijuteriile și însemnele puterii, ele se obțin întotdeauna prin bani. De ce se obțin prin bani? Fiindcă e normal să se arate, ca să nu stai să explici la fiecare în parte. Cât de multă avere ai tu, o faci prin aceste însemne. Cu alte cuvinte, o rochie scumpă, un colier foarte scump, un ceas foarte scump, o mașină foarte scumpă,
pantofii la femei, mai ales că la bărbați nu contează, la bărbați contează curelele și costumele și mașina. Dar la femei contează foarte mult aceste accesorii, inelele, pandativele și ceasurile și pantofii. Este un status de putere și un status de dominație, fiindcă esența politicului, chiar îmi pare rău că trebuie să o spun aici la dumneavoastră în emisiune, esența politicului este întotdeauna dominația, să știți. Politica se face ca unii să-i domine pe ceilalți. Omul și umanitatea este construită pentru ca unii să-i călărească pe ceilalți, dacă se poate, să-i pună să muncească pentru ei. Dintotdeauna a fost așa, din comuna primitivă, a trecut prin revoluția din neolitic, ca să nu mai vorbim din antichitate, când se discuta despre societate sclavagistă, de feudalismul din Evul Mediu, când iobagii mundeau pentru boieri. După aia s-a intrat în muncitorimea din epoca modernă și epoca contemporană, în care patronii călăresc salariații. Aceasta este o expresie a puterii. Iar puterea, întotdeauna ați văzut-o și dumneavoastră, ce altceva fac canalele de televiziune care exprimă glamour, care exprimă strălucire, care exprimă modă. Este o chestiune de putere. Puterea întotdeauna a fost asociată cu bijuterii, cu bărbați frumoși, cu femei frumoase, cu haine scumpe și practic, cu locații foarte scumpe. Lux și frumos. Exact. Nu? Luxul este o chestiune care definește o societate. Felul în care o societate consumă luxul spune foarte multe lucruri despre ea. Înseamnă că societatea este lipsită de profunzime, societatea este lipsită de cultură. Dacă ne uităm la societatea japoneză, societatea chineză, societatea indiană, în afară de o castă restrânsă, care consumă lux, restul, marea masă a populației, deși este foarte profundă, fiindcă ea se vede în ritualurile religioase, se vede în operele scrise de poeți sau scriitori care apar din rândurile sărăcimii, cu alte cuvinte, este o societate profundă. În schimb, când luxul se democratizează și ajunge în toate păturile sociale, cu alte cuvinte, era o carte celebră acum 100 de ani, scrisă de José Ortega y Gasset. Era un profesor universitar din Barcelona, un spaniol, revolta maselor. Cu alte cuvinte, masele ajunseseră să poarte ceea ce aristocrația purta odinioară. Masele aveau acces la costume, aveau acces la pantofi bune, aveau acces la automobile, aveau acces pe peste tot. De ce? Tehnologia adusese aceste lucruri la o anumită ieftinătură și erau accesibile tuturor. Ei bine, luxul, felul în care acest lux este consumat în societate, spune despre societate, îi dă starea ei de superficialitate. În Atena antică, luxul era consumat de foarte mulți oameni. În Sparta, în schimb, nici măcar regele nu își permitea luxul. Deci era considerat un semn de slăbiciune. Bărbații care purtau lux pe ei erau considerați feminini. Nu puteau duce povara războiului, nu puteau ține scutul spartan, nu mânuiau lancia, nu mânuiau sabia. Vedeți în filmul 300 povestea asta cu Gerald Butler. Foarte, foarte interesantă abordare. Noi am cam ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru mulțumesc opinii. Mulțumesc și eu telespectatorilor că au răbdare cu noi. De ce nu? Întotdeauna au răbdare cu noi și vreau să cred că le place ceea ce le povestim. Ați introdus așa puțin și în istorie, dar și în actual. Trăim vremurile cale pe care le trăim, așa că era foarte interesantă combinația asta de cuvinte. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și vouă, dragi mei, și noi ne vedem săptămâna care vine.